Aici, concret, ați auzit despre ce este vorba, despre ajutorarea copiilor, nu atât din punct de vedere material, ci mult mai mult emoțional. Acum va veni rândul nostru să o facem, să punem și noi umărul și să ajutăm la rândul nostru pe oamenii ăștia minunați care ajută copiii. Și asta nu putem face decât oferind și licitând pentru niște lucrări de artă, oferite la rândul lor de alții care și ei vor să ajute. Art for Broken Heart sau Artă pentru inimi frânte a fost titlul evenimentului organizat de Asociația Alpha Group la Cluj-Napoca. O licitație cu obiecte de artă pentru copii aflați în situații dificile. Bebeluși abandonați în spital, pacienți ai clinicilor de nefrologie și oncologie, copii aflați în case de tip familial. Pentru ei, Alpha Group a făcut mult mai mult decât licitația Art for Broken Heart. Vom afla ce, cât și cum de la câteva dintre reprezentantele asociației. Vă invit, înainte să le ascultăm pe reprezentantele Alpha Group, să le cunoaștem pe câteva dintre beneficiarele, care de altfel au și contribuit la licitație. Tinere din casa de tip familial Maria Gabriel din Cluj-Napoca. Mă cheamă Mirabela și îmi place mult să cânt, pasiunea mea este de a cânta și când voi fi mare îmi doresc să mă fac cântăreață, îmi plac mult desenele, îmi place să mă joc cu copii de orice vârstă, să ies, să mă distrez. Mă numesc Dorina, timpul liber îmi place să citesc, să dansez, pasiunea mea principală este desenul și cel mai mare vis al meu este să călătoresc în lume. Mă numesc Andreea, îmi place să citesc cărți SF, ador să dansez și la Casa Maria Gabriel suntem ca o familie. Mă numesc Paula, am 15 ani, pasiunea mea este dansul, iar atunci când voi fi mare, voi dori să mă fac actriță. Mă cheamă Andrada și am 11 ani și locuiesc la Maria Gabriel de 10 ani. Povestea Alpha are evident un început, care nu-i foarte îndepărtat în timp, din câte am înțeles, dar nu contează asta foarte mult. Ați gândit-o ca pe o poveste fără sfârșit? Dacă ați intitulat grupul Alpha și nu apare niciun Omega? Categoric, ne-ar place să fie un sfârșit cândva, ceea ce ar însemna că nu ar mai fi nevoi în această lume, ceea ce ar însemna că nu ar mai fi copii care să aibă nevoie de ajutorul nostru sau a altor oameni care să se implice în viața lor. Cum a început povestea Alpha Group? Povestea Alpha Group a început în urmă cu un an și 3 luni, dacă e să o punem pe hârtie. Însă sau să ne uităm la hârtiile oficiale, dacă nu-i așa? Pentru că în spate mai este mult, mai sunt multe lucruri întâmplate despre care poate aflăm cu ocazia asta. Da, în urmă cu un an și 3 luni s-a înființat Asociația Alpha Group pe hârtie, fără a ști unde o să ajungă și cum o să ajungem aici, dar fiind siguri ce vrem să facem și pe cine vrem să ajutăm. Practic, la începutul anului trecut, un grup de oameni ne-am strâns din Cluj. Știam doar că existăm, unii dintre noi se implicau în spitale, alții la Patarât, alții cu copii abuzați sexual, alții cu copii abandonați în centre de plasament, alții abandonați în spitale, alții implicați cu copii de la oncologie. Am zis să ne cunoaștem și să aflăm despre noi, pentru că împreună, cu siguranță, putem să facem mai multe lucruri. Și nu am crezut că va conta atât de mult această întâlnire. O parte dintre noi ne-am strâns, într-adevăr, și a luat naștere Alpha Group. O fundație, îmi cer scuze, o asociație care desfășoară mai multe proiecte, toate îndreptate pentru sprijinirea copiilor. Interesant că fiecare care a intrat în Alpha Group făcea ceva de multă vreme pentru copii în diferite domenii. Așa este. De cel puțin câțiva ani, în ceea ce mă privește, doar spun această poveste, nu făceam singur acest lucru, făceam cu sora mea și cu familia ei și cu o parte din prietenii noștri. Mergeam de Crăciun la copii de la nefrologie și oncologie cu
mici pachete cu o colindă, cu o vorbă bună. Iar acum proiectul s-a dezvoltat mult mai mult cu ajutorul sponsorilor noștri. Am dotat secția de nefrologie de la Pediatrie 2 cu televizoare, DVD player, calculatoare, la fel secția de oncologie de la Pediatrie 2 și puțin la oncologie de la Spitalul Chiricuță. Cum? Ce le spuneți sponsorilor ca să-i convingeți să dea bani? E greu? Mie personal mi se pare destul de greu să conving pe cineva. Dacă nu, un om nu are o anumită sensibilitate, cred că orice vorbă ai spune, e greu să-l convingi, însă mi s-a întâmplat când mergeam la spitale de Crăciun, când toți își pregăteau de mâncare, făceau curățenie sau împodobeau braduri, iar eu, gravidă, împingeam căruciorul la hipermarket de nu-l mai puteam împinge cu cadouri pentru copii. Să spun că este ultima dată când mai fac lucrul acesta, pentru că este prea greu, este ultima dată. Și de fiecare dată când ieșeam din spital, mi-era rușine de mine și mă gândeam, cum am putut să gândesc lucrul ăsta? Eu plec acasă, la familia mea, la bradul meu, la copiii mei, la confortul meu, iar ei rămân aici. Deci suferința unor copii este, cel puțin a copilor de la nefrologie, este să nu spun fără de sfârșit, da, ca să nu le dau o șansă, dar șansele lor de vindecare sunt foarte mici. Nefrologia înseamnă, este secția în care sunt copii duși pentru probleme de rinic. Fără transplant renal, cei mai mulți dintre ei au o durată de viață foarte scurtă. Pe unii dintre ei nu i-am mai revăzut în următorul an în care am fost. La fel, oncologia. Ce să vă spun câtă tristețe este acolo. Copilași care nu vreau să fie văzuți sau să-i vedem pentru că le era rușine de cum arăta un copilaș să gândească așa. Și cu ce resurse vă duceți în mijlocul acestor copilași care au atâta tristețe, atâta luptă trebuie să dea și probabil așa puține resurse? Cu ce vă duceți? Cum îi ajutați? Mai ales pe plan psihic. Pe plan psihic. Da, este cel mai greu. Pur și simplu ne obligăm să zâmbim și să le transmitem bucurie, deși în inima noastră suntem foarte afectați sau și chiar șocați de anumite cazuri. Dar sunt prieteni, întotdeauna am găsit prieteni, asta a fost foarte interesant, întotdeauna s-au găsit oameni. Atunci când am zis că anul ăsta nu mai am de la cine să apelez, anul trecut mi-au dat foarte mult și în fiecare an am strâns mai multe resurse decât cu un an înainte, și umane și financiare, deci în fiecare an. Și ce-i bucură cel mai mult pe copii suferinți la care vă duceți? Ați petrece timpul cu ei, categoric. Deci nu jucării, nu mâncare, nu știu. Nu, vorba bună, o vorbă bună, un zâmbet, ai face să uite de suferință, ai face să se simtă. Și cum îi faci să uite de suferință? Măcar pentru puțin timp. Jucându-te cu ei, povestind, nu mai mult de atât nu putem face, din păcate. Asta am încercat prin dotarea lor cu televizoare, cu DVD-pele, cu calculatoarele. Mulți sunt adolescenți. Să ia legătura prin internet cu prietenii, cu familia, cu informații noi. Presupun că lucrați cu voluntari când mergeți în vizită și vă propuneți să petreceți timp cu ei. Doar voluntari, sigur. Pregătiți cumva pe voluntari pentru ceea ce așteaptă la spital? Nu. Adică toată lumea se așteaptă la greu și toată lumea este de fiecare dată depășită emoțional. Adică iese emoțional de acolo răvășit, da. O să vă întreb care e cea mai frumoasă amintire dintr-un spital plin de copii suferinți, dar nu, acum vă las timp să vă gândiți, ca să vedem alte proiecte din grupul Alpha Group, despre care ne spune Andela, care schimbă vieți, nu?
Da, am șansa, ca să zic așa, am avut șansa să cunosc grupul ăsta de oameni efectiv minunați într-un moment al vieții mele când cred că aveam nevoie de așa ceva, aveam nevoie să dau și altora, aveam nevoie să mă implic, aveam nevoie să ajut. Înseamnă că vă mergea atât de bine. Da, eram... În momentul în care am cunoscut-o pe Alina, Alina este una din membrele fondatoare a Alpha Group, Asociației Alpha Group, am avut o întâlnire în care mi-a povestit ceea ce face și în momentul în care mi-a povestit de copilaș, știu că tot ce puteam să fac era să plâng. Am plâns, nici nu știam ce părere își face despre mine și am încercat să explic, zic, am doi copii, sunt sănătoși, nu din cauza asta plâng, dar pur și simplu. Vorbim despre copii din centre de plasament? Mi-a vorbit atunci despre copiii din spitale și copiii din centrele de plasament. M-a impresionat foarte tare copiii din spitale. Ea mergea și a plecat mult timp singură, luni de zile mergea plângând și ea la rândul ei, până a reușit să... A reușit să miște lucrurile într-un mod atât de frumos. În sensul că i-a făcut pe mulți alții să plângă? Nu, în sensul că a ajutat foarte mult și ajută acolo. La spitalul de pediatrie numărul 4 sunt copilași bolnavi, sunt copilași foarte bolnavi, care aveau nevoie de cineva care să-i mângâie, să-i ia în brațe, să se joace cu ei, să-i îmbrace, să le dea de mâncare. Un personal dedicat, dar puțin, pentru că erau mulți copii. Sunt copilași care nu au ieșit afară niciodată. La vârsta? Vârsta, unii și la vârsta de 5 ani. Și nu au, cum zicea și colega mea la eveniment, sunt copilași care, efectiv, când au ieșit prima dată afară, mâncau iarbă, nu știau cum să reacționeze, le era frică de vânt, le era... Puțin, Adela vorbește despre copii care sunt în spital și sunt abandonați de către părinți, este un alt proiect. Deci, despre acești copilași vorbește acum Adela, copii abandonați în spitale. Sunt copiii de la secția de pediatrie numărul 4. Deci ea mi-a vorbit de proiectul ăsta, după care mi-a vorbit despre Schimbă Vieți, care în momentul respectiv era într-o fază incipientă. Ce reprezintă de fapt proiectul Schimbă Vieți? Noi avem un parteneriat cu Direcția Județeană pentru Protecția Copilului, avem acces în toate Cluj, avem acces în toate centrele direcției. Și cum i-ați lămurit că meritați privilegiul, creditul ăsta? Am reușit să colaborăm inițial cu unul dintre centre și au văzut rezultate. Au fost copilași luați frecvent în familie, copilași care i-am scos frecvent în oraș, am încercat să le umplem timp într-un mod constructiv și să-i ajutăm cu toate nevoile lor. Ca să spun așa, nevoile lor de bază erau asigurate și sunt asigurate de către centre. Deci ei au hrană, au haine, dar le lipsea afectivitatea. Sunt niște, majoritatea sunt copii trecuți prin abandon. Oare cei din pediatrie despre care spuneați nu ajung în centre de plasament la un moment dat? Pot să ajungă poate invers mai mult. Cei din centrele de plasament, ca să zic așa, cei din centrele de plasament, mai ales cei mici bolnăviori, sunt o perioadă internați la pediatrie 4 până reușesc să se pună pe picioare, mulți au operații, mulți sunt acolo hrăniți într-un mod special și există varianta și inversă, în care copilașii ajung, sunt abandonați de mici că sunt bolnavi și sunt duși mai departe în centrele de plasament după ce se fac bine. Lucrurile se îmbină în proiectele Alpha. Da. Deci ați demonstrat ceva frumos și bun într-un centru de plasament, astfel că direcția după aceea va deschis porți multe. Da, așa e și avem sprijinul lor total, sunt niște oameni minunați. Am scris chiar acum un proiect
proiect împreună cu ei și ne-am simțit și eu și colegele mele de fiecare dată când ne-am întâlnit cu ei respectați. A fost pentru noi ceva extraordinar și inclusiv ni s-a dat încrederea și au avut convingerea că chiar dacă nu obținem fondurile respective, ei sunt convinși că noi tot o să facem treabă bună. Apropo, cum se schimbă vieți? Că ăsta e proiectul. Da. Încercăm să facem lucrul ăsta implicându-ne efectiv în viața copiilor. Asta însemnând de la a încerca să le găsim familii de suflet, adică familii care să-i scoată din când în când în familia lor. Foarte mulți copii la vârsta, sunt la vârstă mare, 15, poate 18 ani, nu-i mai înfiază din păcate nimeni, dar pot avea o șansă la o viață mai bună prin implicarea în viața lor. Asta însemnând, ei sunt scoși permanent, copiii care deja am găsit familii de suflet pentru ei, sunt scoși permanent ori în familii, sunt scoși permanent ori în oraș, ori de către noi în grup la activități, asta însemnând inclusiv avem un grup de tătici dedicați care au început de câteva luni bune o activitate cu peste 15 adolescenți cu care ies în oraș la tot felul de activități, fotbal, bowling. S-a creat deja o relație între ei foarte puternică, iar cel care a inițiat proiectul ăsta, colegul nostru, își dorește foarte mult ca pe viitor să reușească să fie un sprijin pentru ei și mai departe. Până la 18 ani ei sunt în centrele de plasament, apoi cei care nu fac școală mai departe, ca să rămână în centrele de plasament, încep să dea piept cu viața efectiv reală, cu căutat unui job, și tocmai asta colegul nostru, Cornel, încearcă să a zis că nu o să se lase până când nu face un centru sau ceva în care să poată oferi șansa copiilor ăstora și mai departe, cu atât mai mult cât au început deja să se creeze relații puternice între ei, relații de încredere, de respect, de copiii au învățat să-i ceară părerea, au învățat să... Asta e cea mai mare răsplată, să-ți ceară părerea. Da. Pe lângă asta, ce înseamnă schimbă vieți? Înseamnă sunt familii care se pot implica cu timpul mai puțin, dar sunt dispuse financiar să sprijine un copil. Asta însemnând că îi sprijină cu ore de fotbal, de exemplu, cu ore de basket, cu activități de genul acesta, cu meditații, mai ales copilașii care sunt în prag de admiteri, inclusiv la liceu sau bacalaureat. Și financiar cu nevoi pe care le au, orice alt fel de nevoie. Avem foarte multe, foarte multe familii care susțin astfel copiii și vreau să dau un exemplu acum, pentru că multă lume nu înțelege, poate, cât de important este să susții un copil la fotbal, de exemplu. Avem cazuri... A trecut și mie prin gând că ați spus fotbal înaintea matematicii. Aha. Este, și am să dau un exemplu al unui copilaș care a avut o situație școlară destul de proastă, a fost exmatriculat din câteva școli. Cei de la centru au încercat prin psiholog, prin toată lumea, să discute cu el și să-i zic că au reușit să-l înscrie la o nouă școală. Și-au povestit cu el și a zis: dacă tu faci lucrul ăsta, te ții de școală, nu te cerți cu nimeni și treci clasa, noi facem ce-ți dorești tu. Și băiatul și-a dorit să facă fotbal. Din momentul în care face fotbal, băiatul se ține de școală, are un scop, are un țel și are o modalitate de a-și umple timpul constructivă, de a-și consuma energia negativă, care poate o consuma altă dată lovind alți copii, în momentul de față o consumă într-un mod pozitiv. Și de asta am vrut să specific că e extrem de important inclusiv susținerea cu activități de genul acesta, nu doar matematica și româna sau limba străină sau alte lucruri de genul ăsta.
care oricum trebuie făcute și care nu sunt neapărat o plăcere sau nu sunt pentru foarte mulți copii. Da. Și cine știe, poate lui o să-i cerem un autograf cândva, pentru că va fi un mare fotbalist. Avem copilași talentați la muzică, care pot să aibă o șansă în viață exploatându-și talentul, mult mai mare decât dacă învață ceva care poate nu e bun în acel ceva, în acea materie, sau pot să le fie mai ușor în viață, axându-se pe astfel de activități. Și așa devine foarte clar de ce povestea Alfa n-are decât Alfa, adică început și sfârșit nu pare să aibă, pentru că să schimbi vieți e un serviciu pe viață și de transmis din generație în generație, apropo că sunteți mame. Dana, te-ai îndepărtat puțin de județul Cluj și lucrezi împreună cu soțul în Sălaj, cu copii. Tot cu copii. Ce fel de copii? Da, am început în urmă cu 5-6 ani, în colaborare cu altă fundație, ProRoma. Am rămas doar noi, între timp. Sunt copii de etnie romă. Copii de rom, copii cu probleme, cu dificultăți materiale, provin din familii disfuncționale. Facem un program educațional. Asta înseamnă... Ne întâlnim săptămânal sau la două săptămâni, câteva ore. Facem tot felul de activități, jocuri artistice, muzică. Reușiți să învățați să citească? Mai greu reușim noi să învățăm să citească. E foarte dificil să învățăm noi. Deci aici e familia, e școala, e celelalte, de sistemul de învățământ. Dar important este că îi motivăm. Îi motivăm să citească, îi motivăm să meargă la școală, îi motivăm să-și continue studiile, le promitem și chiar reușim uneori că îi ajutăm să-și termine liceul. Aveți vreun absolvent de liceu până acum? Sau e prea devreme? E prea devreme, dar avem doi elevi care sunt susținuți financiar la liceu. Deci am reușit și vrem să vedem câțiva copii de romi terminând liceul. Da. Copiii de rom din Dragu sunt foarte săraci. Deci e o comună foarte mare, cu romi foarte mult, mai aproape 50% cred, din comună sunt romi, de etnie romă. Foarte puține ajung acolo, foarte puține fundații și organizații ajung. Și noi încă facem destul de puțin față de nevoile care sunt. Important este că am reușit să ne apropiem de ei. Reușim chiar să facem un studiu și școală biblică, școală duminicală, învățăm principii biblice, învățăm, îi implicăm în tot felul de lecții, Și cum sunt? Cuminți, nestăpâniți? Cum reacționează la lecții? Da, încercăm să nu le facem viața un chin când suntem acolo. Da, într-adevăr, reacționează destul de bine. Mai ales că sunt răsplătiți cu tot felul de premii, cadouri. În plus, le dăm o masă destul de consistentă, deci un sandwich destul de consistent și ceva de băut, pentru că mulți dintre ei chiar vin flămânzi de acasă. Majoritatea, cred, probabil 70% vin doar pentru acea mâncare, acel sandwich. Dar e bine și așa, nu? Dar e foarte bine și așa. Da. Care e cel mai realist obiectiv pentru voi care lucrați cu copii romi? A lucra cu romii... nu e ușor, dar dacă iubești, dacă încerci să fii un om deschis, dacă încerci să pui valoare, dacă încerci să-i valorizezi, adică să vezi în fiecare copil, indiferent de etnie, indiferent de ceea ce este el, dacă încerci să vezi valoarea dată de Creator, valoarea umană pe care o avem de la creație, de la Dumnezeu, da, și încercăm să nu facem, să nu-i ținem în ignoranță pe copiii de romi, pentru că societatea, să recunoaștem, îi ține în ignoranță. Încercăm să evităm. Facem, ajutăm pe oricine, dar mai puțin pe rom. Sigur, lucrurile sunt discutabile. Da, valoarea umană primează. Deci trebuie să vedem valoare în fiecare copil,
și trebuie să vedem că el are un viitor, el poate avea un viitor, poate avea o nădejde. Și să-l faci și pe el să vadă lucrul ăsta, măcar într-o măsură mică sau mai mare, nu? Da. Și cum faci asta? Să-l faci să creadă în viitorul lui? Educându-l. Educația. Educația creștină, zic, este un element foarte important. Educația creștină, principiile, valorile creștine sunt foarte importante. Hai să încheiem cu un, mă întorc la Anca și o să revin și la Dana, cu un moment foarte frumos pe care vi-l amintiți și pe care îl puteți împărtăși cu noi din proiectul în care v-ați implicat fiecare. Poate fi și cu lacrimi, că la spital se plânge. Sunt călită. Ca să... Da, e foarte interesant că ajungi la un moment dat să te călești cu lacrimile. Momente foarte frumoase nu pot să spun că sunt. Momente de mulțumire sau de împlinire, mai corect, sunt să auzi un copilaș că mai așteaptă să te întorci la el. Dar eu aș termina cu altceva, cu un gând trist. Un copilaș care, căruia l-am întrebat ce-și dorește să-i aducem următoarea dată, de la nefrologie. Ce-și dorește următoarea dată să-i aducem când venim la spital? O pereche de Adidas. M-a impresionat foarte tare. Era un copilaș care avea și anumite probleme cu piciorușele din cauza bolii. Iar pe când i s-au cumpărat Adidas și am fost la el, el plecase în ceruri. Da, ăsta e un moment trist, recunosc. Nu știu ce ați învățat sau în ce fel v-a motivat sau împlinit o asemenea experiență când te duci cu cadoul și copilașul nu mai e, a plecat din lumea asta. În ce fel vă motivează să mergeți mai departe? La alți copii. Mult, deci cu atât mai mult este un imbold să faci atunci să faci pentru copilaș cât este în viață, cât poți să-l ajuți, cât poți să-l bucuri. Da. Este un imbold acesta. Trist sau fericit moment, acum că Anca a deschis ambele uși din proiectul Schimbă Vieți. Am trăit multe momente fericite. Cele mai fericite sunt alături de copii. Deci e incredibil câtă energie pozitivă pot să transmită. Incredibil cât sunt de frumoși, inclusiv sufletește. A fost vreun mulțumesc mai special acolo sau, nu știu, ceva din care ar putea avea parte și alții care s-ar implica? Sunt mulțumescuri speciale permanent. Deci dacă ne uităm în ochii lor și vedem cât sunt de bucuroși că venim, cât sunt de bucuroși că ne văd, că ne aud, că cât sunt de, dacă aflăm cât sunt de motivați mai apoi în viața lor personală, îți mulțumescuri continue. Deci în forme neașteptate. Dana? Pentru mine cel mai minunat lucru este că am cunoscut oameni și oameni pe care vezi tu aici sau îi vedem aici, deosebiți. Adică nu mă așteptam să întâlnesc. Ceea ce facem noi, Alpha Group, e de fapt o lucrare corporativă. E o călătorie a sufletului și o călătorie în care ni s-au alăturat Anca, Adela, Alina, tu și mulți alții după noi vor veni. Care e destinația, ai spune? Destinația, nu știu. Aș da un citat din Biblie, dacă se poate. Scrie undeva, se referă Dumnezeu la om. Căci eu știu gândurile care le am cu privire la tine. Să ai un viitor, să ai o nădejde. Deci noi știm asta. Copiii de care ne ocupăm au un viitor și au o nădejde. Știi, nu putem să lăsăm totul pe seama lui Dumnezeu. Zicem că suntem credincioși și Dumnezeu face, Dumnezeu este apărătorul văduvei, a orfanului. Nu, eu trebuie să fiu apărătorul văduvei, eu trebuie să fiu și tu trebuie să fim apărătorul orfanului, apărătorul copilului abandonat în spital. E o dorință, e un simț al,
E un simț al urgenței, cumva, pe care trebuie să-l avem, trebuie să-l stârnim în noi, că societatea e așa cum e, din punct de vedere moral, din ce în ce mai multe mame își abandonează copiii în spital, incredibil. Acei copii crescuți într-un mediu, vorbim de mediu intrauterin sau de mediu de după, de înainte de abandon, da? Dintr-o dată copilul se simte abandonat, se simte animănui și atunci vine cineva și dezvoltă o relație de atașament. Dezvoltă, de exemplu, la o întâlnire, cineva m-a întrebat, uite, aș vrea să mă implic într-un proiect al vostru, dar sincer, mi-e frică de atașamentul pe care l-ar putea dezvolta un copil față de mine. Deci asta e o frică, asta e o problemă la noi. N-ar trebui să ne fie frică de atașament. Pentru că atașamentul este normal, face parte de noi, fiecare de noi avem, trăim acest sentiment. Atașamentul este o relație, dacă vrei, între un copil și persoana care îl îngrijește, indiferent că e părinte biologic sau nu. Deci este o relație, o apropiere fizică, e nevoie de implică, e nevoie de empatie. De obicei, oamenii care se implică social sunt oameni empatici. Oameni cu... Să pot deveni, pentru că înveți tocmai aruncându-te în lucruri și în proiectele de care vă ocupați. Exact. Și apropo de simțul urgenței, uite exemplul Lancăi cu cadoul cu care te duci și nu mai ai cui să-l dai, e urgent să acționezi și să te implici. Mai ales că este un viitor și o nădejde, așa cum ai spus. Și povestea Alfa merge mai departe. Presupun că voluntari așteptați. Da, așteptăm, avem o grămadă de oameni minunați care se implică, da, și încă vor mai veni o grămadă după noi.